Salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Bă, de data asta o să ne jucăm niște Nasus Top și o să facem un challenge. Nu o să plecăm niciodată de pe top lane. Cam asta o să fie ideea la clipul ăsta. Sper că o să vă placă. Nu uitați să dați și voi un like la clipul ăsta. Bă, așa de început, like acolo. Dacă încă n-ați dat like, dați acum like. Dacă oricum dați like, știi că vă place de mine. În altă ordine de idei, nu uitați că suntem live și de la ora 6, ca în fiecare zi. Tot aici pe canal, pe YouTube, pe canalul Ololoș. Și dacă tot suntem acolo, un follow pe Insta dacă n-ați dat încă, că sunt frumos rău de tot. Mai am dat și mie un like acolo, vă pup, să aveți o zi minunată. Bă, astăzi ne jucăm Nasus. Nasus ca... nu oricare alt Nasus. O să ne jucăm un Nasus care nu va pleca niciodată de pe top. Bine, sau cel puțin încerc. Nu garantez, nici măcar nu pot să farmez aparent momentan. Stați așa că am derby puțin. Bă, nu garantez că o să-mi iasă. Dar, asta o să încerc. E puțin cam boring acum în early game să stachezi cu Nasus. Bă, văd că îl bat pe băiatul ăsta cu Skarner. O altă chestie foarte importantă de care vă tot zic în fiecare match pe care îl joc... Pe care îl joc în genul ăsta, avem second wind cu Doran Shield. Eu cu cât îs mai low, cu atât mai mult healing o să-mi fac. Ceea ce înseamnă? Înseamnă să nu-ți dai niciodată poțiunea când ești destul de full HP, pentru că tu o să ai regenul, gen tu beneficiezi de regen mai mare cu cât mai low ești. Nu știu, dacă îți dai poțiunea o să fii mai full și oarecum ți-ai irosit poțiunea. Gen, poțiunea ți-o dai în general doar în situații din astea, când ești extrem, extrem de low și nu știu, îți iei dive sau o chestie de asta. Da, băiatul ăsta nu prea are cum să-mi dea dive aici. O să lasă mai de al mine, pentru că am healing-ul ăla insane. Uitați-vă puțin la HP-ul meu cum se regenerează. O altă idee e că Nasus tocmai și-a luat buff. Tocmai de asta facem și video, pentru că Nasus tocmai și-a luat un buff. Bă, destul de mare, zice eu. A primit... opa. Nu cred că se descurcă vaia mea să-l omoare. A primit la 100 lifesteal în... dar pleacă de pe top, viața mea, ce face? De ce îmi dai în wave? Dar de ce mi-ai luat minionul? De ce mi-ai pușat wave-ul? Gen, acum nu mai pot să... gen, el până acum trebuia să vină după mine ca să... are ghost. Are W. Dacă mor, e amuzant. Bă, a jucat-o mai bine decât mă așteptam. Au avut și flash, au avut și mana de W, aparent. Bă, a jucat-o mai bine decât mă așteptam. O să ne luăm buții ăsta, longsword cu buții și ne dăm TP înapoi. N-are mă nimic chat. Bă, pe stack-uri trebuie să stau mai bine, că sunt jale pe stack-uri. Stați așa, că până acum nu am chinuit să stachez. Am uitat ce face... am uitat ideea campionului, că trebuie să stachez cu el. Stați așa, dați-mi și mie două secunde, că e puțin mai derby. Bun. Prima dată când mă joc în Skarner top, deci nu prea știu ce face. Adică știu ce face Skarner în sine, nu prea știu ce face Skarner top ca să te bată. Nu cred că pot să-i dau dive. Băiatul ăsta așteaptă să-i dau dive. Văd că... mă vrea, ia uite. Bam, mă duc lângă el, îi dau bait că îi dau hit. Dar nu îi dau hit de fapt. Aparent e mai rapid decât mine. Nu știu cum e mai rapid decât mine când eu am boots. Asta am observat acum. E mai rapid decât mine și face mai mult healing. Mă rog, Nasus, da, au primit un buff de cred că 10 damage pe Q. Și lifesteal în plus. De la 23, de la 20 max, cred că la 23. Bă, foarte interesant cum mi-a dat ultima ta. Nu mă așteptam să facă 6 aici, dar... am iau gank? Ce se întâmplă? Mi-a luat Conqueror meciul ăsta. Am zis că o să am nevoie de Conqueror, dar pare că băiatul ăsta chiar nu vrea să se bată. Pare că el e ăla care nu vrea să se bată cu Nasus. Ceea ce ar trebui să-mi convină, cred că? Nu știu exact. Nu știu ce vrea să facă băiatul ăsta, adică e un level peste mine, dar... jungler nu îmi dă gank. A dat Q, văd că... nu prea pot să-l omor, nici n-o să am, nici n-aș avea mana să-l omor, nici dacă aș vrea. Am dat Q-ul pe ăsta și nu o să-mi iau cannon-ul cu Q-ul, vai. N-am mana de Q, n-am mana de Q fix când ies să-l omor. Hai mă, trebuie să am movement speed, așa. S-a luat stack-ul, aia ta mi-a păcut, atâta mi-a apăsat. Să-mi iau stack-ul ăla, le luăm Shin-ul și aia, mi-am luat ce a trebuit să iau, am luat ce a fost a meu. Aia e. Word. Am luat ce-a fost a meu. Bun. Avem și noi acum. Mergem și noi pe top.
Bă, sunt curios cât de multe stack-uri pot să fac meciul ăsta, dar merge puțin mai greu până încep cu cooldown, read action, până fac niște iteme, mai lăsați-mă și pe mine în early puțin să mă obișnuiesc cu campionul, că nu sunt foarte obișnuit cu campionul ăsta. E greu, cine dracu joacă Nasus, frate? Adică, mă rog, știu că voi românii, românilor, în general, nu voi românii, o să zicem românilor, le place foarte mult să joace Nasus, așa că, mai mulți că, bă, ar merge un videoclip de Nasus dacă tot și-l luat buff-ul ăsta. Să vedem în late game cât de mult healing o să ne facem din Conqueror plus buff-ul ăsta. Mie să nu mă tragă băiatul ăsta în turn încă o dată și mie să nu se, să vrea să se bată prea mult, că deci vreau să mai stachez, dacă sunt sincer cu tine. Adică dacă e de bătaie, eu îl bat, dar gen... N-aș vrea să mă bat cu el, mă înțelegeți? Și o să-l bat din ultima aici. Stachez dacă nu! Boom! Și Nasus deja câștigă top lane-ul în early game, ceea ce nu e, nu e ceva ce ar trebui să se întâmple, nu? Nu mi se pare că am făcut ceva greu, chat, nu mi se pare că am făcut nicio... Bă, dacă videoclipul ăsta nu e exemplu perfect, că poți să câștigi și numai dacă dai click pe el, nu știu ce e. Că toată lumea, bă, adică nu toată lumea, dar așa mă gândesc că zice lumea că, bă, frate, că dacă tu joci mai bine, că uite ce outplay ai dat, că l-ai bătut, că mecanica alea... Bă, aici efectiv am stat pe loc și am dat hit-uri în el și l-am bătut. Lăsați așa că n-a fost nimic complicat. Bă, o să mergem Trinity. Am văzut că toată lumea se duce Trinity pe Nasus, așa că o să mergem și noi. Dar prima dată ne facem buții și văd că un dagger. Hai că fac un dagger, mă, să fie acolo. O să mergem buții prima dată pentru că îți dă cooldown reduction, e mai ușor de build-a, mai rapid, mai nu știu ce. Te miști mai repede, e bine rău. Sunt curios și eu de build-urile de Nasus, așa că o să mă uit chiar acum. Ia uite, lumea își face, da, buții first, apoi în Trinity, apoi în Frozen Heart. Apoi în Spirit Visage sau în Standard Sky, depinde de situație. Noi nu știu ce să ne facem aici. Bă, nu știu ce mi-am luat Conqueror. Am zis eu că ar fi amuzant să mă duc Conqueror pentru că au ăștia Scarner și te bați 20 de ani cu băiatul ăsta. Ar trebui să mai fac un video de Nasus Support. Bă, voiam să fac eu un video de Nasus Support. Bă, e chiar un pic foarte bun Nasus Support. Numai că mie că voi trolați foarte tare dacă vă arăt build-ul ăla de Nasus. Mie că băieții ăștia care vă uitați la mine o să începeți să trolați cu Nasus Support. Bă, s-ar putea să mor aici. Ha. Ne folosim și noi de lifestyle-ul ăsta pe care l-avem. Așa, rapid. O să-i dau W acum. Și n-ar trebui să poată să scape. Nu! Mi-am luat minion block! What? Ce cringe a fost minion block-ul ăla, what? Oh my god, chat. E, ai, mai pierzi, mai nu câștigi în viață. Nu o să am mana să-l omor, adică el o să aibă shield, nu o să... Ia, uite-l. Mi-a luat minionul cu ultima ta, bă. Ce faci, bă, viața mea? Că dau în tine, să moară alea, nu dau în tine. Uitați-vă puțin la lifestyle-ul pe care l-am, totuși. Îmi fac undeva la aproape 100 HP pe un Q. E, 8-1. Ia uite, mai stau să mai stachez și pe ăsta. Bam. Bă, lejer, 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 lejer. Nu știu dacă lifestyle-ul se pune pe Shin. Cred că da. Sau, ba nu, e lifestyle, nu știu. Nu știu exact. Am văzut că lumea se duce Conqueror, nu Conqueror. Se duce, mă, ăsta moare dacă îi mai dau un Q aici. No! Lifestyle? Ok, nu mor. Am murit. Ba nu. Ok. Încă un Q. Trebuie să-l prind, am buții, el n-are. L-am stacat, băieți, niște gameplay de top lane. Skillat. Avem aproape 200 de stack-uri la minutul 10. Nu cred că e foarte bine, nu cred că e cel mai bine, dar cred că e decent. Odată ce ne facem și mai mult cooldown reduction și mana și alea, o să mai putem să murim unul la mână, pentru că o să am foarte mult lifestyle de la Q-ul ăsta. Și... Stai, ce rune mai am? Sunt foarte curios. Am second wind cu unflinching, ok. Aparent nu am nimic foarte periculos. Vreau să iau măcar un plate. Bă, un Q trebuie să dau, bă. Gata, atât, hai, am plecat, gata, pupici. Pupici cu slipici toate cele. V-am să-mi iau și eu Trinity-ul, dar ne mai trebuie 300 gol pentru Trinity și nu vom sta la așa ceva pentru că nu mai am mana, am 0 mana. Avem 200 de stack-uri momentan, 80 farm, o ducem destul de bine. Jinx are 9 cu 2. Aparent. Aparent, Jinx are 9 cu 2. Well, bă, băiatul ăsta o să mă bage în... De ce are două abilități cu care te poate băga în turetă? Îl farmez și eu pe băiatul ăsta.
Știți care e problema? El are phase rush. Eu dacă îi dau W, phase rush-ul meu nu o să-i dea slow. Nu phase rush, W-ul meu nu o să-i dea slow. Nu știu dacă trebuia să maxez E-ul sau W-ul în match-up-ul ăsta. Am băgat în E un punct. Bă, zici că în W să-l maxez. E-ul îți dă mai mult armor reduction. În sine ar fi mai bun contra Skarner-ul ăsta. Dar văd că și-a făcut și magic resist. Ce face? Opa! Facem un double kill chat, da sau nu? Eu zic că da. Eu zic că da! Eu zic că da! Eu zic că i-am stacat pe băieții ăștia. Bă, de la 200 de stack-uri am sărit aproape la 300 cu băieții ăștia. Dacă m-au lăsat să-i farmez așa frumos. Bă, băieți. Top gap. Să văd cum iau un turnul ăsta. Vreau să văd cum dau și eu un turnul ăsta, bă. O să-mi trebuiască Frozen Heart pentru mana aia, că aia e ideea. Mamă, 400 pe Q? Na. Acum vă dați seama că dau mai puțin pentru că au primit armură tureta. Stai că iau și-o plate-ul ăsta două secunde. Așa, te pup. Am și noi niște minioni aici. Avem aproape 300 de stack-uri. Aproape 300. Încă nu, încă nu, încă nu. 300, aproape, aproape. Aproape, aproape. Acum avem 300 de stack-uri. Bun. Acum să-mi dau și eu recall. Avem 600 bounty pe noi, aparent. Bă, Jinx-ul ăla ori e scripter, ori e smurf. Ori botlane-ul meu e insane. De talentat la în a fi da. Nu știu, nu știm exact. Bă, văd că nu are cleanse, ceea ce e foarte ok pentru W-ul meu. Acum, ideea e dacă ajung la ea, pentru că am și Seraphine care îmi dă slow. Deci trebuie să ajung cât să-i dau W-ul și apoi ar trebui să fie ok. Am și Ghost-ul care ar trebui să... A, Ghost-ul nu-ți dă gen să nu-ți iei slow. Oh, destul de nașpa. Pentru că dacă aveam chestia aia să nu ții slow, nu mai putea Seraphine să-mi dea root deloc. Dar, și-a dat eu și-a plecat. Ok, are două abilități care are și phase rush-ul ca să-mi ignore W-ul și are și E-ul care aparent ignoră W-ul de Nasus. Well, aia e cel mai bun matchup pentru Nasus, presupună, dar descurcăm. Vreau să mai stachis pe băieții ăștia, nu știu, vreau să... Opa! Opa! De ce faci din astea, a? Bă, mi-a luat 0 lifesteal. Ha. L-am stacat, mă, știți prea bine. Aș vrea să iau turnul cu Q-ul ăsta. De fapt, e irrelevant. Oricum o să-l iau. Un 600 pe un Q corect. O, mai zic. Am și noi Trinity-ul terminat. E GG. I-aș lua jungle-ul la băiatul ăsta cu Viego, dacă tot. Vreau să tachiez cannon-ul neapărat. Rapid. Am zis că nu plec de pe top, da? Bă, e cam troll, da, ai. Se pune dacă că plec de pe top dacă mă duc în jungle. Oh, cred că se pune, nu? N-am plecat de pe top, n-am plecat pe al lane în sine. Bă, da, a venit băiatul ăsta după mine. Hai mă, lasă-mă. Vreau să-mi iau și eu, da? Hai, te pup. Mersi de ajutor. Hai că vreau să mai farmez pe top, nu mai... Lasă-mă, vreau să farmez pe top, hai. Nu mai dau în mine, bă, frate. Așa, vreau să-mi iau stack-urile, că deja mă dau Q-uri pe tine, că nu mă dau stack-uri. Bine, mă, dăm pumn din cap, așa, bine, hai. Lasă-mă, Skarner, nu mai dau în mine. No, poftim. No, bravo. Ești mândru de ce ai făcut, uite ce porcărie ai făcut. Ai ratat și Q-ul, bravo. Of, la naiba. O să dea ultimata probabil în curând din nou. Sincer. S-a pregătit de ultimata, stați așa. Bă. Hop. Hai să dau un Q. Dacă dau EQ aici moare, pentru că eu o să-i dea foarte... Îi dă 30% armor pen. Și e insane cât de mult o să-i dau un plus de la armor pe ăla. Numai, problema e care shield. Uite, am dat 509, de exemplu, aici. Nu am foarte multă mana. Așa și o bază. Sau îți iau turnul, una din două. Asta e că n-am minioni. Ioi! No, fugiți! Bă! S-ar putea să nu fie cea mai fericită zi pentru... Cum dai dodge la așa ceva? N-am mana, n-am ce să fac. N-am mana, gen, la propriu. O să dau bounty foarte mare pentru că n-am mana.
Sau? Te rog, ok. Ok, măcar noi am dat lui Jinx Bounty, Jinx care avea 12 kill-uri. E ok, e decent. E decent. Ok, avem Frozen Heart-ul. Avem Frozen Heart-ul și aici, bă, dacă nu mă înșel, n-ar fi foarte worth Spirit Visage, o să mergem Standard Sky, pentru că nu prea au AP. O să-mi iau, dracu, știi ce mă joc, nici eu știu. Ne luăm eventual, bă, mergem așa. Bun, după cum v-am zis și în videoclipul trecut, da, atenție, videoclipul trecut, vreau să încep să fac live-uri și pe canalul de Troll dimineața, în timp ce filmez videoclipurile astea, pentru că, uite, în momentul de față suntem live pe TikTok, suntem aproape 200 de oameni numai pe TikTok. Gen, dacă aș face live și pe TikTok și pe... Stai să dau TP să nu-mi ia băiatul ăsta turnul. Dacă aș face live și pe TikTok și pe YouTube în același timp, pe canalul secundar, ca să nu fac două live-uri pe zi, pentru că avem live-urile zilnice pe canalul principal și apoi aș face și pe canalul secundar. Numai că ideea ar fi să postez videoclipuri zilnice pe canalul de Troll, să postez videoclipuri zilnice pe canalul principal și să fac live-uri zilnice pe ambele canale din nou fiecare. Și gen, ar fi super, super, mega obositor pentru mine. Acum, nu știu exact care e vibe-ul și care e mood-ul. Că ar trebui ori să mă culc fix după ce fac live-ul de dimineață, ca să mă culc până când îl fac pe ăla de seară. Sau să mă trezesc dimineața de tot, pe la un 8. Și apoi să mă culc fix după live-ul de noapte. E destul de derby, pentru că așa nu o să mai pot să filmez cu Fury, garantat, pentru că el n-are nicio treabă să facă el programe de genul. Ce se întâmplă, mă? Ce face Vai acolo? Cu cine se bate Vai? Ce derby are Vai? Hello? A venit Zed. Bă! Bă, vreau Cannon-ul, lasă-mă. Nu vreau Cannon-ul, stai puțin. Stai că-mi fuge Cannon-ul. Bă! Bă, eu nu mai prind Cannon-ul ăla niciodată. Hai mă, lăsați-mă și pe mine, băieți. Of, la naiba! Trebuie să mă bag cu voi. Bă, nu prea mai iau lifestyle pe băiatul ăsta. Chiar a murit! Wow! Chiar a murit! Ultimul slab! Sunt ultimul slab! Avem... 1000 damage deja pe Q. Deja dăm 1000 damage pe Q. Interesant. Bă, eu am zis că nu plec de pe top. Echipa lor, bă, nu mai duce așa bine. Nu pare chiar așa, nu pare chiar așa discrepanță la kill-uri cum ar veni. Adică e 22 la 25. Cumva eu sunt diferența în echipa asta. Noi avem cu 3 mai multe kill-uri. Eu am cu 3 mai multe kill-uri decât de tur. Stați să văd dacă mi-am făcut matematica bine, că altfel e jale. 7 e cu 3 mai mult decât 4, nu? Sanchi. A, da, singurul motiv pentru care a murit acolo e că băiatul ăsta are Bramble Vest. Ca idee. Iar îmi dă ăsta ultima ta. Opa! Opa! Es no bueno, amigos! Op, un Q. A, m-a luat în cârcă. Bă, un kill s-a tras. Unul s-a tras. Acum, dacă nu mă lua băiatul ăsta în cârcă să mă târască după el. Bă, m-a luat așa, m-a luat și m-a tras după el, mă înțelegeți? Prost! Aie, mă rog, ne-am terminat și noi item-ul, acum mai dă mai tare. Hau, miau, dau un pumn. Să vedeți și voi TP-ul ăsta, că mă duc să-mi ajut suportul care îmi farma pe top, da? Atenție pe cine ajut eu. Pe băiatul ăsta. Iar mă duc la ei în bază. Iar, hai să vedem ce se întâmplă. Sunt cu panteonul meu aici. Sunt cu panteonul meu trusted. Ia uite, iar mă ia ăsta de cap. Ioi, dacă avea ultima ta, eram caput. Bă, am și eu. Ia vedeți, un Q. Mamă, săraca. Mamă, că am dat și ghost-ul. Mamă, s-a dat ghost-ul. S-a farmat. Mai dau și în băiatul ăsta. Îți mai dau un Q. W-ul. Q pe ăsta. Q și pe el. E-ul Q. Q încă o dată. Q încă o dată. Q și pe turn. Q și pe minion. Și Z. Plecăm. Fugim. Low. Sunt low HP. Vine înapoi. Ultima dată de Jinx. Mă duc spre Z. Fugim de Z. Mă duc spre Z. Q și pe Z. Hit pe Z. Moare. Fug. N-a murit. Lifesteal. Nu mi-am luat. Nu mi-am luat life... What? Nu a mers hit-ul pe minion, gen, evident, nu știu dacă ați observat, mi s-a întors campionul 360 de grade în loc să dea hit pe minion acolo, că n-am dat Q. Că făceam destul lifestyle și fugeam la Jinx și o băteam. Mă rog. Băieți, și aventura noastră pe top continuă.
Avem 609 stack-uri, aproape 69. V-ați prins? Ai. Continuăm aventura pe top. Dacă cumva băieții ăștia vor să-mi dea end, nu o să pot să-mi dau recall să mă duc pe alt lane, pentru că nu am completat challenge-ul. Nu am completat challenge-ul de a nu pleca de pe insulă. Avem 621 de stack-uri, 624, 627, 630 în curând. Aici nu știu câte primesc, cred că 9, 12, ok. 642, 645 și continuăm pe top. Bun. Avem 10 cu 6, 0 asisturi. De la cine să iau eu asisturi, mă, cine să vină pe topul ăsta, că e insulă. A venit Jinx pe top, bă, din băgate n-am ghost-ul, dacă ajung să-i dau un W, s-a dus dracu. S-a dus dracu fetița cu părul albastru. Dar, de fapt, s-a dus dracu fetița cu părul de foc. Prindești tu Q-ul ăsta, viața mea. Mai prindești tu E-ul ăsta și mai prindești tu un Q-un Q. Hai, Jinx! A murit și Jinx, ia uitați-vă. Hello, un Q. Un E și un Q și mori. Ba nu, stai, vreau să te stachez. A, așa. Hai mă, treci înapoi, nu mai tot lătra atât. A murit de la minion. O, mai zic, a venit și Z. Ioi. Avem un WPZ. A, și-a dat. Bă, Pantheon, vezi că e mai sus. Viața mea. Știu că te-ai indus în eroare, da? Bă, mă mir că a avut atâta range. Dar de ce mi-a venit Pantheon? Bă, e misiunea mea, du-te, marș. Hop! Hai, du-te de aici, puiul. Opa. Ok. Băiatul ăsta tot dă în mine, dar lasă-mă să-mi farmez viața mea. Nu vă mai bateți, mă. Ia uite și pe Viego. De unde ai venit? What the hell is going on? Mi-au dat... Am dat rău, mă bat cu ei. Haide. Am dat și ghost-ul. Nu mai este aici. Aici dau un ei. Îi iau cu mine în mormânt. Hii! Am trăit. Încă mor încet, dar mă duc bază. Au venit ei la mine, mă. Dacă n-am plecat eu după ei, au venit ei la mine, mă. Are suportul cel mai multe kill-uri din echipă după mine. Nu mai zic. Nu mai zic. Luăm și noi aici, bă, luăm băiatul ăsta și... Bă, nu cred că merită băiatul ăla să-l iau. Hai că facem așa, vând ăsta, iau ăsta, dau un TP aici și continuăm misiunea. Mă, da, poate să nu mai-mi tragă... Racul ăsta, minionii, că vreau și eu să dau un turn. Mă, iară nu ajung să dau un turn. Bă, uitați-vă cum e turnul ăla poziționat puțin. Mă, ce face Jinx, mă, că dacă mă urlă odată la ea. Ia uite și la ăsta, bă, dacă urlă odată la voi. Bă, dacă mă apuc să dau odată în voi. Să-ți fie rușine. Și ție. Ia eu ăsta. Așa, și ție, ia și tu ciomagul ăsta. Ia, mai ia unul, mai ia încă unul. Și ție, mai ai încă un ciomag? Nu, că te urmăresc, nu scap de mine. A, da, scap, hai, te las. Nu, nu ai scăpat, am mințit. EQ, mai dau încă unul. Nu, mor, stai puțin, am stun. Hop. Unde s-a dus, bă, Scarner? A trecut prin trei pereți, ești prost? Bă, n-ajung la turnul ăla, bă, nu mă lasă să dau un turnul ăla. Eu vreau să dau... Ioi! Vreau și eu lifesteal aici, dacă mă lași. Așa, să dau dodge la Q-ul ăla, că mă moară. R? Oh my god, să fie să nu cred. Stai că-mi dă Jinx-ul ultimat acum. Stai, Serafin? Hai. Hai, Serafin. Nu vrea. Ba da. A dat flash. Ok, am dat dodge. N-a ratat el, am dat dodge. Vreau și eu să dau un turn. A murit. Aici chiar că mor. Aici m-am dus dracu. Ba nu. Ba da, ba nu. Nu pot să dau un hit vere. Îmi dau ăștia kite în melee range, nebunesc. E ok, continuăm pe top. E ok că echipa mea? A, asta e AFK. Samira la propriu stă AFK. Vai, face ceva misiune acolo. Și ăștia doi... Vex are 8 cu 1. Încă n-am înțeles ce-a făcut vexul ăsta. Bă, m-am dus cu toți 5, da? De vreo... 30 de minute! Ăștia ce-au făcut de la mine? E, înapoi pe top. Bun, am ajuns înapoi pe top. Bă, încă n-am 1000 de stack-uri. Aproape, frate. Aproape și 1000 de stack-uri. În sfârșit iau și eu turnul ăsta. Mă, de când m-am luptat pentru turnul ăsta. Bă, băieți, a fost luptă crâncenă cu turnul ăsta. Să mor, nu. Ziceți voi, de n-a fost luptă cu turnul ăla. Bă, s-au ținut băieții bine, da? Până la urmă l-am luat. A fost nevoie de 40 de bărbați să țină turnul ăsta. N-au făcut ăia cu calul troian de au intrat în cetatea din Sparta ce am făcut eu pe topul ăsta. Să mor, stați puțin că cred că au făcut ei din mine. Au făcut mare nebunie. Stai, trebuie să ajung la Jinx, ok, un Q. Două Q-uri, mă bag cu restul. Încă un Q la ăsta.
Stai, încă un Q și la acela. Am ratat Q. Q la asta? Q la următoarea, penta-ul meu, mi-a furat penta, un suportul, am înnebunit, am făcut spume la gură, nu mai pot, am bale la gură, am râi, din alea, nu, spumă din alea, cum îi zice, turbare, s-a adus dracu și video-ul ăsta, mi-a furat penta-ul, cum era mă penta stând numai pe top. Bă, băieți, v-am demonstrat că puteți să câștigați top-ul cu un campion care are absolut zero skill, n-am făcut absolut nimic, n-am avut nicio mână în meciul ăsta, n-am încercat, bă, o mână n-am avut în meciul ăsta, n-am făcut nimic impresionant și l-am câștigat. Frumos, direct, numai și numai pe top, fără să mă folosesc de macro, fără să mă folosesc de skill de gameplay, am fugit pe top și am câștigat meciul. Mulțumesc frumos că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, noi ne vedem în fiecare dimineață la ora 10 cu un nou clip pe canalul ăsta, la ora 5 pe canalul de troll, probabil o să aveți video astăzi. Live-uri încercăm să facem dimineața, nu știu încă, o să vă anunț pe Instagram, dacă nu aveți follow încă pe Instagram, dați un follow pe Instagram, în descriere. Instagram-ul și Discord-ul, la fel, intrați și acolo, pentru că acolo primiți notificări când mai postez live-uri, videouri. Bam, 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 v-ați prins. Hai, dacă n-ați dat like încă, să dați acum și v-am pupat. Ne vedem mâine dimineața la ora 10 și diseară la ora 6 pe live. Hai, pupici cu scripici.